cei aflați în căutarea unui loc de muncă trebuie să știe că în perioada 5-10 februarie, la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, sunt declarate și disponibile 139 de locuri de muncă. Agenții economici de pe raza județului sunt dispuși să angajeze agenți de securitate, brutari, coafori, confecționeri, cosmeticiene, șoferi, strungari și tâmplari. Aceste meserii sunt destinate persoanelor cu studii medii, profesionale și lucrătorilor calificați. Și cei cu studii superioare își pot încerca norocul. Pentru aceștia sunt vacante 15 locuri de muncă în diferite domenii de activitate. Patronii firmelor oferă salarii atractive, spun ei, iar în schimb cer experiență de minimum 2 ani. Câte un loc disponibil există pentru inginerii mecanici, inginerii tehnologi în prelucrări mecanice, instructori educatori și tot un singur loc este destinat unui specialist în vânzări tehnice. Până la 31 ianuarie 2014, în evidențele Agenției Teritoriale de Muncă figurau 6.518 persoane fără un loc de muncă. 2.796 erau femei. Rata șomajului la nivelul județului este în prezent de 6,83%.